Salut și bine te-am regăsit! Astăzi vreau să fac un nou unboxing, un nou colet a sosit, să-i dăm drumul. După cum se vede, firma Power Toolmate, ca 80% din toate sculele. După cum se vede, este o cutie de la Unilite, modelul MTB 5300, Multi-Battery Hybrid Work Light. Da? Ne scrie aici. Este o lanternă, nimic special, ai zice, decât că are tot felul de atașamente cu care poți pune orice baterie de la Milwaukee, DeWalt, Metabo, Bosch, etc. Da? Makita. Bine, nu vă așteptați la Parkside sau mai știu ce. Da? Preț de achiziție 144,99 de lire, în termeni în care ea vine la ei pe site, la Unilite pe site, vine la 230 de lire, deci o achiziție decentă, zic eu. Aici probabil sunt adaptarele. Deci, în sfârșit ceva bun, în loc să ne dea un manual să facă risipă de hârtie, avem un cod QR și putem să, da, deci e un carton simplu cu un cod QR, îl scanăm și dăm de manual, simplu ca bună ziua. În caz de vrem să aruncăm cutia, îi facem o poză, scanăm cu alt telefon poza și îl avem tot timpul cu noi. Și un ActiBuild de la ToughBuild. De fapt nu ToughBuild, Build Tough. Da. Aici avem, de fapt ar trebui să fie adaptoare. Da. Cam așa arată. Și scrie pe el Metabo. Să vedem. The World. Să vedem care e. Makita. Și firma care utilizez eu, Milwaukee. Acesta lăsăm afară. Așa, și mai avem un așa, cu un încărcător. Da? După cum se vede, are mai multe și pentru priza europeană.
pentru priză de UK. Și cel puțin și pentru America, aparent. Și acesta nu știu pentru ce este. Dacă știți voi, în comentarii. Da? Dar este foarte șmecher. Două borne și îți atașezi tu exact ce vrei tu. Un cablu enorm de lung, cel puțin 3 metri, spun eu, că ar trebui să fie aici. Power supply, C-class. Da. Ok. Deci, partea bună e că îl voi putea lua și acasă, în România, ca să îi voi schimba doar acest atașament. Și gata. Ok. Simplu ca bună ziua. Partea nasoală la chestia asta, pe care o văd doar acum, e că nu știu dacă va ajunge într-o priză cum avem noi acele prelungitoare. Deci va trebui ceva foarte la suprafață. Prelungitoarele în UK sunt toate la suprafață, nu sunt adâncite ca la noi. Dar, nu. Aparent, asta are, ca să înțelegeți ce, la ce m-am referit, da? Asta poate să intre la noi în priză sau în prelungitoare. Ok. Voi proba să vedem dacă merge. Da. Deci cam așa arată. Buton on off. Aici să-l băgăm în priză. Da. Așa arată mufa. Da. Putem să o punem în ce poziție dorim. Ce am uitat să cumpăr este un magnet. Are aici niște găuri. Pot să au pe site cei de la Unilite, au și niște magneți puternici, special creați pentru lanterne, cu atașament pentru aceste găuri. Da? Trebuie să-i dau de cap exact aici. Da, cred că aici, acest port USB, da, USB-A, este pentru încărcarea altor baterii sau altor device-uri, ca să nu zicem doar baterii. Da, deschide de aici. Sper că se vede, are două reclame, exact ca orice altă geantă sau ce să știu. Da? Și se atașează acest port și o baterie de la Milwaukee. Așa, buton on off și cam așa face. Este o lanternă foarte puternică. Nu mai am baterie, dacă mi-aduc aminte bine. Da. Nu mai am baterie pe... Adică este goală bateria. Sună un pic cam ciudat, nu mai am baterie pe baterie. Da? Să vedem.
ca să liberăm acest, sau să schimbăm acest adaptor, apăsăm pe acest buton care va elibera exact ca la orice sculă. Da, deci dacă vrem să funcționeze pe curent, trebuie tot timpul să fie băgat acest cablu, dacă vrem să nu vă imaginați care baterie internă. De fapt, nu știu încă. În cazul în care descoper care baterie internă, voi lăsa în comentarii eventual sau voi edita puțin clipul, ceea ce eu nu prea fac. Prefer și dacă am bâlbe să-i las, să lăs să meargă. Da, cam atât a fost și acest unboxing și preview. Este o lanternă de, hai să vedem dacă scrie câți lumeni. Da, deci acest MTB 5300 este, vine de la faptul că are 5300 de lumeni. Da. Câteva specificații avem aici. 5300, 2,5 ore. Dar asta ar veni pe baterie. Da? Luminile are 4 setări pe mod eco. Da? 650 de lumeni. Probabil timpul de încărcare, nu știu exact. Pe 1350 de lumeni, 2700 de lumeni și 5300. Vă spun sincer, dacă o țineți pe 1350 de lumeni, va fi mai mult decât destul, dar dacă vă interesează să căutați acest model pe net, veți vedea că face din noapte zi la 5300 de lumeni. Sunt oameni care scot lanterna afară și o pun să bată pe curte sau în timpul nopții sau pe pădure, pe pomi noaptea și pur și simplu îl face ziua din noapte. Ok, cam atât cu acest unboxing. Până data viitoare, numai bine, salut!